Activitatea Centrului Județean de Cultură și Creație Călăraș este încă afectată de măsurile anti-COVID-19. De la decretarea stării de urgență au fost anulate toate evenimentele culturale aflate pe desfășurătorul instituției. Până în momentul în care guvernul va dispune noi măsuri de relaxare, activitatea se va derula mai mult în mediul online. Reprezentați una dintre instituțiile cele mai afectate de măsurile luate la nivel național pentru a evita răspândirea pandemiei. Spuneți-ne mai exact modul în care v-au afectat aceste măsuri. Știu că ați anulat evenimente, dați-ne mai multe detalii. Da, din păcate suntem cea mai afectată instituție, cred, cel puțin din județ, pentru că ni s-au sistat efectiv toate evenimentele. Activitatea noastră presupune organizare de evenimente, tot felul de evenimente, pentru locuitorii județului Călăraș, și am fost nevoiți să sistăm toate aceste evenimente. Ne-am pregătit și chiar ne mândream cu faptul că la începutul anului am realizat procedurile de achiziție pentru toate piesele de teatru care urmau să se desfășoare anul acesta. Am semnat acorduri cadru pentru 10 piese de teatru pentru adulți și pentru copii. Din păcate, nu am reușit să le mai și punem în scenă aici. Una singură a fost în februarie, după care a trebuit să le sistăm. Totodată ne apucasem de pregătiri pentru festivalul. Ne-am apucat de festivalul Chitara Dunării, pentru că trebuie pregătit din timp. Am trimis invitații, am făcut regulamentul, am solicitat diferitelor instituții să ne ajute cu promovare pentru a avea participanți la acest festival. De asemenea, ne-am ocupat și de pregătirea festivalului Hora Mare, Flori de Mai, dar a trebuit să sistăm toate aceste pregătiri și toată munca a fost în zadar. Știu că vorbeați despre stagiune teatrală. La începutul anului, exact cum ați spus și dumneavoastră, foarte multe activități, foarte multe evenimente de interes pentru călărășeni. Au existat doritori care și-au achiziționat biletele, apoi s-au văzut în imposibilitatea de a participa la evenimente și, dacă da, ce s-a întâmplat cu aceste bilete deja achiziționate? Da, tocmai pentru faptul că noi am reușit din timp să contractăm aceste piese de teatru, le-am și pus în vânzare și bilete și abonamente. Pentru cei care doreau să urmărească toate piesele de teatru, puteau să achiziționeze un abonament care era mai ieftin cu 20 sau 25% față de achiziționarea biletului 1 câte 1, să zic așa. S-au achiziționat bilete, s-au vândut bilete, s-au vândut abonamente, dar bineînțeles că am returnat banii persoanelor care au venit și au solicitat, i-am încurajat, am postat și noi pe site-ul nostru, pe pagina noastră de Facebook, am postat anunțuri pentru toți acești oameni care au investit niște bani și era normal să-i recupereze, având în vedere că nu le putem promite o dată anume când am putea să reluăm aceste evenimente. Nici în momentul de față nu se știe cu exactitate când veți putea să vă reluați activitatea la capacitate maximă. Din păcate, nu. Pe lângă activitatea culturală derulată la nivelul județului, a fost afectată și activitatea cinematografului 3D. A fost închis? A fost închis. La acest moment, clar, nu se va putea deschide până când guvernul nu hotărăște altceva. Momentan, toate cinematografele din țară sunt închise. Evenimentele, știți că la acest moment sunt permise doar cele în aer liber cu un număr de maxim 500 de spectatori. Din păcate, nu avem la momentul ăsta o grădină de vară care să ne permită să organizăm evenimente de tipul ăsta și să putem să controlăm distanța între spectatori, pentru că dacă nu avem distanța și care se impune și nu o respectăm, vom plăti amenzi. Așa că nu putem să organizăm nici măcar aceste evenimente la acest moment. Deci în perioada asta ați ținut legătura cu călărășenii mai mult pe partea de online, i-ați informat
Adică informațiile dumneavoastră au ajuns la Călărășeni pe partea de online, dacă nu ați avut evenimente organizate, dacă nu ați... Da, am postat comunicate, cum vă spuneam, și pe site și pe Facebook. Am încercat să, eu știu, să direcționăm Călărășenii către anumite instituții, site-uri ale unor instituții care desfășurau activități online. Asta ca să-și mai umple timpul și să mai aibă parte de, eu știu, un eveniment cultural, dar din păcate la momentul ăsta este tot ceea ce putem să facem. La începutul anului, pentru activitățile culturale, ați primit un anumit buget. Buget care în mare parte nu a mai fost folosit pentru că evenimentele au fost anulate. Bugetul a rămas la nivelul instituției dumneavoastră sau a fost redirecționat pentru măsurile anticovid? Știu că s-a practicat și acest lucru, ținând cont că a fost o situație de urgență, o situație cu care noi românii nu ne-am confruntat și până la urmă la nivel mondial nu ne-am confruntat până în momentul de față. Asta vreau să vă întreb. Bugetul a rămas pentru viitoarele activități culturale sau l-ați redirecționat pentru măsurile anticovid? Așa cum știți, bugetul se alocă de către Consiliul Județean, către toate subordonatele, inclusiv nouă. Bineînțeles că în această perioadă au fost nevoie de bani și s-au găsit aceste soluții să se redirecționeze din bugetele instituțiilor care, eu știu, nu mai aveau nevoie de atât de mulți bani. 2.144.000 este suma care a fost luată de la noi și alocată către spitale sau instituții care aveau nevoie. Exact, care aveau nevoie în această perioadă. Este normal, mi se pare normal, puteam noi să blocăm niște bani, niște bani publici, în timp ce era nevoie de acești bani în altă parte. Da. Era vorba totuși despre sănătatea oamenilor și a avut prioritate. Bineînțeles, suntem siguri că în momentul în care se va da drumul la aceste evenimente, ni se vor realoca alți bani pentru organizarea lor. Se vor găsi necesare. Fonduri, exact, da. Vorbiți-ne un pic despre investiții. În momentul în care veți avea posibilitatea să faceți investiții, ce aveți în gând? Ce doriți să redeschideți la Călărea sau să deschideți la Călărea? Ții minte că parcă domnul director spunea că și-ar dori un cinematograf 5D. Nu știu dacă era doar la stadiu de intenție sau este un proiect al instituției. Am înțeles. Anul acesta... Pe lista de investiții nu am avut bani aprobați, pentru că, așa cum știți, anul ăsta tot bugetul la nivel de județ a venit undeva la, cred că, 70% față de cel de anul trecut. Deci nu am avut bani alocați pe investiții. În schimb, ceea ce, într-adevăr, ne dorim este să mai avem un cinematograf, pentru că cel pe care îl avem la acest moment are o capacitate foarte mică, undeva la 100-130 de locuri și ne dorim unul mai mare și mai, într-adevăr, să venim cu o tehnologie mai nouă. Da, știu că domnul manager se gândește și se gândea la cinematograful de la Orizon, numai că nu știm exact la acest moment care este starea lui legală, nu știm în patrimoniul cui e la acest moment, este posibil să fie în patrimoniul primăriei. Știu că la un moment dat l-a preluat primăria, nu știu de ce nu s-a făcut nimic acolo. El a fost către al unei fundații, a fost preluat, nu știm exact care este starea lui, dar dacă putem și avem posibilitatea să-l luăm, da, ne-ar plăcea, pentru că este o locație foarte bună, unde pe lângă cinematograf are și o scenă destul de mare unde se pot organiza destul de multe evenimente. Tot așa ne-am gândit și la Navrom, fostul parc Navrom, unde pe vremuri acolo se țineau toate aceste festivaluri și foarte multe evenimente s-au ținut acolo. Acum acesta este în administrarea, este al primăriei municipiului Călăraș și este dat în administrare către Asociația Județeană de Fotbal, din câte știu eu. Noi am rugat primăria și am solicitat să ni se permită și nouă să organizăm evenimente acolo din când în când, în această perioadă, pentru că este o zonă care se poate închide, care este în aer liber, poate fi controlată și atunci am putea să organizăm acolo aceste evenimente cu respectarea normelor impuse de această situație la acest moment.
În momentul de față, pe lângă activitatea culturală, se pare că sunt blocate și investițiile, nu puteți să organizați nimic. Rămâne să anunțați călărășenii în momentul în care măsurile restrictive vor fi ridicate și vă veți putea relua activitatea. Și noi abia așteptăm să se ridice aceste măsuri. Cu siguranță vom anunța călărășenii. Între timp pregătim și un nou proiect, un nou eveniment pe care o să îl demarăm la anul, dar acum lucrăm la el. Este un eveniment, să zic așa, surpriză pentru călărășeni. Dar până atunci, ce să zic, le dorim să aibă răbdare și încredere că noi vom lucra și vom aduce evenimente noi atunci când situația o să ne-o permită. Vă mulțumesc! Și eu!